Pe cât este de simplă această rețetă, pe atât este de gustoasă. Și vă rog frumos să faceți această rețetă neapărat, pentru că o să vă schimbe percepția față de porumb. În denumirea lui originală este vorba de corn ribs, adică mot-a-mot tradus în românește ar fi coaste de porumb, dar nu sună atât de bine, așa că hai să o lăsăm pe engleză de data aceasta. Corn ribs. Asta înseamnă că o să facem niște coaste de porumb. Pentru această rețetă avem nevoie de porumb pentru fiert, ulei de măsline sau unt, sare, miere, chili măcinat sau boia de ardei iute, piper și pătrunjel uscat. Rețeta este foarte simplă, practic trebuie să facem o emulsie, un sos pentru acest porumb, după care îl băgăm la cuptor. Pentru că se numește corn ribs, trebuie să îi dăm și o formă, așa că o să-l tai în două și o să mă chinui un pic acum să-l tai în patru. Hai că m-am luptat ceva cu porumbul ăsta, așa că o să-l așez într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Și acum tot ce mi-a rămas de făcut este să amestec absolut toate ingredientele. Ulei de măsline, sare, piper. Puteți să puneți și usturoi dacă vreți pisat, dar schimbă un pic gustul și eu îl prefer așa, simplu. O linguriță de miere. Chili. Și pătrunjel uscat sau coriandru, dacă vă place, iar puteți să puneți. Și o să ung fiecare bucățică cu acest amestec. Merge foarte bine mâncat ca atare, ca un snack așa, sau ca și garnitură lângă o friptură și te duci un pic așa către Texas. Totul intră la cuptor pentru 15-20 de minute maxim sau îi urmărim. Trebuie să se formeze acea crustă și în momentul acela sunt gata. După 15 minute la 200 de grade, el trebuie să arate fix așa. Este perfect, s-a format acea crustă pe deasupra, bobul în interior este moale. Îmi plouă în gura, abia aștept să mănânc. Cel mai bun snack sau garnitură, după părerea mea, în momentul de față. Pentru că am descoperit această rețetă și vreau să spun că nu mă mai satur de ea. În continuu o prepar acasă, cam o dată pe săptămână. Ce să zic, faceți și voi, vă rog frumos, o să fie delicios, vă garantez. Nu uitați să ne dați like și să vă abonați la canalul Bucătăraș. Eu o să mă apuc să mănânc pentru că... Ia-mi și mie o bere rece. Da? Merge. Doamne, e bun tare.